Comuna Chiești dispune de 14 hectare de teren pe care s-ar putea ridica penitenciarul. Primarul a declarat că susține această inițiativă în principal pentru că s-ar crea noi locuri de muncă în comună. Potrivit edilului, în momentul de față se așteaptă un răspuns al autorităților în ceea ce privește construirea penitenciarului la Chiești. Primarul susține că în momentul în care reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și cei ai Ministerului Justiției au fost în vizită la fața locului, acestora le-a plăcut și au văzut și au fost de acord cu locația găsită de primar pentru ridicarea penitenciarului. În cazul în care proiectul va fi finalizat, penitenciarul va fi destinat persoanelor arestate preventiv. Acesta va avea o capacitate de 300 de locuri și va fi situat la intrarea în Chiești, chiar lângă baza sportivă. Totodată ar urma să fie construite și apartamente pentru angajații penitenciarului.